22, Dinamo Auto deschide scorul, acțiune fulger a gazdelor, purtată pe partea stângă de către Pirogov, care se părea că centrează anevoios, a luptat acolo Burghi. Masa luăm acum, întâlnesc să o facă, preferă să combine cu același Fedorov, acum urmează centrarea la bara a doua și gol pentru... Și dacă elevii lui Dobrovolski au avut un început mai bun de campionat cu două victorii în primele trei etape, atât că Speranța a înregistrat o singură remiză până acum. Să vedem însă aceste faze fixe. A încercat să șuteze Naghi. Patrius Comandu, Gai Hensero, Pasliga, Fútbol Club. Este un spațiu foarte mic, nu înțeleg de ce nu folosesc flancurile cele două formații. Acum o fac, să vedem centrarea foarte bine și... Gol! Primul gol! Rezervate pentru finalul meciului, pentru a mai trage din timp pe alocuri, de ce nu? Și acum la o minge la care poate ajunge și ajunge Kondratiuk, depășit acolo Burghiu, centrare, luptă solo, Dovnikov. Și un fault al lui Ceaca asupra lui Pairelli. Repede joacă balonul cei de la Dinamo Auto, Kondratiuk înalță o minge în careu de unde este reluată de Kobeț, însă un șut fără pretenții, reținut fără dificultate de... Este în această fază și este gol. De multe ori sunt preferate anume aceste mingi aruncate la întâmplare. Pirogov pune în sprint pe Kondratiuk. Se oprește acesta. Centrare în careu. Joc bun făcut în defensivă de Andrei Bursuc, care practic ia... În perspectiva pregătirii pentru Liga Națiunilor din luna septembrie, în Ferat va realiza un cantonament acolo unde a invitat 23 de jucători. Acțiune de acolo respinge fără probleme echipele, pot declanșa contraatacul dinamoviștii. Kondratiuk sprintează în partea stângă, Fedorov pasă, merge acolo Fedorov aproape de 5-0. Foarte bun jocul acolo lui Garșinski, care l-a efectiv l-a blocat pe Fedorov. Continuă faza pentru dinamoviști. Și acum Kondratiuk pe banda dreaptă, însă are mai mulți adversari în față, să ne învăță să se întoarcă și urmează centrarea. Foarte bine, o nouă ocazie pentru dinamoviști. Va reveni în teren Vadim Pairele. Între timp am sesizat că se va produce încă o schimbare la dinamoviști. A fost... Și Kondratiuk nu mai poate ajunge la acest balon trimis de Pirogov. Să vedem acum Solodovnikov în careul advers și se pare că Suciu a respins, sau portarul Cova, nu am văzut bine de aici, a respins în ultima instanță. Revedeți această fază cu Solodovnikov la finalizare. Da, a fost portarul Cobal. Deci reține fără emoții Stray Star. Mai știu cât a rămas. Da, ultimul minut, mai puțin chiar, și dinamoviștii pornesc într-un ultim atac. Să vedem dacă vom avea un deznodământ. Mihaliov la marginea careului pe par. Modificarea în programul Diviziei Naționale și a Cupei Moldovei Orange.
Cum? Să vedem însă această centrare. Pirogov șutează bara. Ocazie și iată că e 5-0 cu Igor Kondratiuk, care reușește și el.